România venim și vrem să vedem ce se întâmplă și noi în Moldova. Știți destul de bine, știți, dacă vorbiți pe televizor, știți destul de bine ce se întâmplă. Domnul, vreau să vă întreb, domnule... Tare bine. Domnule, am venit tocmai ca să fim și mai bine informați și oamenii să audă nu ce se spune la televizor, ci ce aveți dumneavoastră, cei care stați aici direct de spus. De aceea am venit printre dumneavoastră, pentru că ne interesează cum gândiți și să află oamenii de ce ați venit aici, dacă vreți să ne spuneți. Să ne odihnim, așteptăm mai esan să o vedem. Ce ați spune dacă ar apărea dâns aici? S-o mărit. I-am dat un buchet de flori și o măritem. Să nu mai vedem pe Moldova deloc. Deci înțelegem că sunteți supărați pe dânsa, de ce? Da, pentru că nu face dreptate. O făcut alegeri cu ochii închiși, cu lunile stânsă. Și cum ar trebui să arate dreptatea, doamne? Ar trebui să uite la poporul ăsta nostru, că e așa chinuit. Vă întreb cum trebuie să arate dreptatea. Nu suntem din Moldova, nu știm foarte bine situația de la dânsa, dar știu că abia acum a venit dânsa la putere, sau cel puțin așa se spune. Nu știu când a apucat să facă ceva bun sau ceva rău, de-aia vă întreb. Nici n-a să mai facă. Eu mulțumim de vreme la putere și nu se vede nimic de ori mai e. Absolut tot o distruns ce au făcut. Da. Și nu înțelege nici o omenie. Într-adevăr, nimic nu a făcut. Tot o distruns. Tot o distruns. Și ei și-au mai făcut alții. Și cine ar trebui să fie la putere după dumneavoastră, doamnă? Nu ar fi, numai ea să nu fie. Oricare. Nici Dodon, nici ea, nici Anastasic nu au putere. Din neam în neam au luptat pentru țara noastră, ca ei să-și bată joc de noi. Să ne vândă pe trei capici. Ei ne vând pe noi cu milioane, că nici nepoți, strănepoții noștri n-au să răsplătească datoriile care fac ei. Spune-ne și nouă, te rog frumos, de ce ai venit aici. Ce am venit? La miting am venit. Vrem să dăm jos pe Maia Sandu. Da. De ce vă vreți să o dați jos? Adică ce vă supără? Ce face rău? Nică bun nu faci. Nu mă rău. Da, ia că vrei să închidă magazinele sociale. Pensionarii au câte 800 de lei pensia pe lună. Și ei vreți să facă pâine scoase numai ieftin 5 lei când pâine 2 lei. Adică pensionarii cu ce trăiască în ziua de azi? N-au cu ce. Au închis școlile în toate satele. Copiii din sate trebuie să meargă 5-6 km ca să ajungă la școală. Și mai multe acolo, vacanțele le-au scurtat la copii, la examene pune mii de cameri, pune mai multe adică acolo. Ce se întâmplă, doamne? De ce ați venit aici? Se întâmplă nic. Dar dumneavoastră de ce se întâmplă? Duceți-vă la țară la voi și faceți treaba. Bine, nu, nicio supărare. Nu doriți să vorbiți, nu doriți să vorbiți. De ce ați venit, domnule, aici lângă guvern? De ce stați aici? Uitați, protestăm. Deoarece nu suntem de acord cu formarea noului guvern, deoarece a fost ales ilegal. Li s-a dat 90 de zile după Constituție să facă o alianță. În Constituție scrie 3 luni, nu 90 de zile, să știți. Corect. Și scrie 3 luni și după aia a fost Curtea Constituțională s-a exprimat că 3 luni înseamnă 90 de zile. A fost așa ceva? A fost. Curtea Constituțională a zis clar că 3 luni înseamnă 90 de zile. Deci 90 de zile au trecut, ei n-au făcut alianță. Normal, președintele țării trebuia să dizolve Parlamentul. Ceea ce n-a făcut, ce înseamnă că e uzurpare de putere. Și noi suntem aici pentru că susținem guvernul care este în exercițiu și nu recunoaștem guvernul care și l-au ales ei ilegal. Și ce ați vrea să se întâmple mai departe? Alegeri anticipate. Cât intenționa să stați aici? Până la sfârșit. Până la sfârșit, până nu se declară, până nu o să fie alegeri anticipate. Anticipați probleme gen lupte între cele două tabere sau ceva de genul ăsta? De exemplu, ei anunță un protest duminică. Voi ce veți face? Și nu e un protest duminică, e un protest pașnic în susținerea guvernului Filip. Poate ne zice și nouă de ce sunteți aici? Mă scuzați, doamnă, în fața guvernului. Nimic nu se întâmplă. Nu ne interesează noi. Dar dumneavoastră de ce ați venit aici, doamnă? Odihnim. Da. Vă supără ceva sau... Nu ne supără nimic. Noi nu dăm interviu la nimeni. Noi. Pot să vă întreb de unde veniți, din ce zonă a Moldovei? Din Chișinău, deci. Ce le răspundeți celor care vă acuză că veniți aici, că oamenii vin aici, că sunt plătiți? Nu știu, n-am auzit de așa ceva. Deci tot se vehiculează, am tot auzit vorbindu-se prin jur că domnule... Sunt cetățenii simple ai Republicii Moldova. Venit toți bunevou, puteți să întreba, dar nu le e indiferentă soarta țării. Asta. Dumneavoastră veniți de aici din Chișinău sau de mai departe ați făcut? Am înțeles. Da. Bine, sunt din toate raioane. Sunt aici în prejurul guvernului, sunt din 8 raioane ale țării. Găgăuzia, vedeți, Căușeni, Cahul, Bălți,
Am văzut că erau multe autocare, autobuze, bănuie că au venit. Da. Sunt din toată țara, adică sunt oameni care nu le e indiferentă soarta țării. Doamne, am venit din România să vedem ce se întâmplă în Moldova și vreau să vă întrebăm de ce ați venit dumneavoastră aici, doamne? Da, singur, de ce ați venit aici? Să vedem ce se întâmplă. Noi tot am venit să vedem ce se întâmplă. За перевыборы мы сюда пришли, чтобы меньше было того неравноправия, которое сейчас у нас происходит в Молдове, поэтому и мы собрались сюда на митинг и начали бастовать. Ce a zis Densu? Au venit aici pentru că sunt pentru anticipate și pentru că sunt împotriva nedreptății care se întâmplă acum în Moldova. Da. Care e nedreptatea? Traduie tu. Да. Нам не нравится. Да. Ну, нам не нравится как минимум то, что заработная плата меньше, чем стоило и чем нужно как бы давать людям. Во-первых, во-вторых, здесь очень много притеснений насчет старых людей. То есть, опять же, им не выдают нормальные не зарплаты, а как его? Пенсии. Нормальные пенсии не оплачиваются. То есть здесь очень много моментов, так же, как и в России. И мы хотим не допустить этих цезасов, этих моментов, как бы, в Молдове. Поэтому мы и собрались здесь. Секунду, 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 секунду. Oamenii din Moldova au salarii foarte mici, bătrânii au pensii foarte mici și ei nu vor să permită ca acest lucru să se întâmple în Moldova. Adică vor salarii și pensii mai mari pentru oameni și pentru bătrâni. Întreabă, Maia Sandu abia a venit la guvernare. De unde știe că vrea să taie pensii? Anunțat dânsa așa sau... Мы просто предполагаем, то есть мы точно не знаем, но было очень много людей, которые тоже как бы говорили, что все будет в порядке, все у нас будет очень хорошо, пенсии поднимем, но сами видите, ничего не изменилось. Есть о пресупунере, că ea ar putea să taie pensiile, pentru că au mai fost guvernanți care au făcut promisiuni înainte să vină la guvernare, dar până la urmă nu s-au ținut de cuvânt. Și de ce nu vreți să-i dați o șansă? Pentru că ne teme. Nu vă supărați, aș vrea să vă întrerup un minut, că venim tocmai din România să vedem ce se întâmplă în Republica Moldova. Domnilor, suntem la doi pași de guvern, unde sunt corturi, jandarmi echipați. Ce părere aveți despre ce se întâmplă la dumneavoastră în țară? Ce părere avem? S-o primit așa că avem două puteri în țară, două guverne, și cum s-a rezolvat situația, avem ceea ce avem. Și din punctul dumneavoastră, care guvern este cel legitim? Din punctul meu de vedere, guvernul legitim este cel ales. De parlament, de parlamentul nou, parlamentul nou și guvernul nou. Deci guvernul Maia Sandu, da? Guvernul Maia Sandu, corect. Și cum vă explicați atunci faptul că PD-ul condus de Plahotniuc nu renunță sub nicio formă? De explicat, nu știu cum să explic. Eu să pot chiar trebuie să renunțe și dă puterea la guvernul nou. Credeți că e posibil? Moldova a trăit momente dramatice în 2009, nu le-a uitat nimeni și cu atât mai puțin cred voi cei de aici din Chișinău. Credeți că e posibil ca istoria să se repete? E posibil. Posibil și istoria să se repete. Dar cred că iau curajul și au tupeu, sau cum să spune corect, pentru a da putere pe cale Paști. Spuneați începutul sfârșitului. În ce sens începutul sfârșitului? Acesta este începutul sfârșitului clanului Plahotniuc. Asta, eu vă spun că acesta este în sfârșitul. Însăși, în zona aceasta, începutul sfârșitului și la dumneavoastră, la București, cu Liviu Dragnea, Partidul Social Democrat, și la Ucraina, cu fostul președinte Poroșenko, aceasta eu socot că este o legătură. O legătură care, direct sau indirect, posibil și e legat de mâna Moscovei, cum o spun ei, dar... Personal, totuși, eu cred personal, m-am săturat de acest Partid Democrat. Ai pierdut de putere, acomodat, au câștigat în 2001 guvernarea comunistă, da? Forțele pro-europene cu Sturza au demisionat, poftim, veniți la guvernare, poftim. Tare și îmi doresc rezultate de la această guvernare. Rezultatele care? Nu numai cu arestarea lui premierul, fostul premier Filat, dar îmi doresc și arestarea primarului de Orhei Șor. Tare aș dori arestarea fostului premier Leanca, acest simplu prim-ministru,
și să, într-adevăr, să nu sperie lumea, democrație, să nu sperie lumea că asta aduce la o federalizare republicii. Nu cred eu că se aducă la o federalizare, deoarece federalizarea nu hotărăște numai, nu votează Partidul Socialist cu Dodon și cu Grițeană, dar trebuie să vă participe și blocul acum. Dar nu cred eu ca blocul acum să voteze aceste... Și o întrebare, spuneați clanul Plahotniuc. De ce le spuneți clan și de ce nu-i mai vreți aici în Moldova? Nu-i mai vrem aici în Moldova, că e clar ca bună ziua. Uitați-vă atent. Pe cine l-au pus aceștia deputați, pe cine au pus la Curtea Constituțională? Pe Nănașa, Apolski, pe fostul director SIS, Artur Rișetnikov. Uitați-vă cum au cumpărat acești plahotniuși, acești deputați din 19 mandate. S-au făcut în 60 ceva de mandate, au cumpărat deputații. De asta și considerele astea și nu-mi plac. Care nu-ți place, îi arestează, au dosare. Același Dorin Chirtoacă, da? Nu le-a plăcut politica dusă de liberali. Poftim Chirtoacă, are dosare. Nu le-a plăcut de poftim acela. Asta și... Mulțumim! Suntem lângă un guvern în curtea căruia sunt corturi, care este păzită este de... un guvern legitim, care a ales de popor. Dar este guvern, trebuie deci dat jos. Este nu-i guvern legitim. Este guvern corupt. Corupt, mai departe, n-am cuvinte. Corupt până la masele oaselor, eu n-am cuvinte. Este guvern legitim, Maia Sandu. Numai guvernul Maia Sandu. Cum credeți că vor evolua lucrurile? Pentru că PD-ul și actualul guvern nu par dispuși să renunțe la putere. Ce credeți că se va întâmpla mai departe? Nu știu. Duminica să fie marș? Duminica să venim toți, mobilizarea la toată țara. Dacă ei au fost 30.000, noi așim 3 milioane. A să fie din toate țările. Voi că românii ne susțineți pe noi. Ce guvern susțineți? Eu nu înțeleg. Guvernul Maia Sandu. Alt guvern, eu n-am... Mobilizarea la toată țara. Toată țara, să vii și te-ți mobilizezi. Toată lumea.